Polițiștii de la crimă organizată au capturat ieri, în urma unei operațiuni, doi traficanți de droguri de risc și mare risc. În urma monitorizării acțiunilor acestora de vânzare în județ, anchetatorii au descins în mai multe locații și au fost ridicate aproximativ 370 de grame de cocaină, 1000 de grame de cannabis, 2 grame de hașiș, 10 grame de MDMA și 40 de bucăți de comprimate ecstasy. La data de 12 aprilie anul curent, polițiștii de la crimă organizată împreună cu procurorii DICOT au desfășurat o acțiune pe linia traficului de droguri care a constat în punerea în executare a 5 mandate de percheziție domiciliară și 9 mandate de aducere. În urma verificărilor au fost descoperite și ridicate aproximativ 370 de grame de cocaină, 1000 de grame de cannabis, 2 grame de hașiș, 10 grame de MDMA, 40 de bucăți de comprimate ecstasy, 1549 de lei, 200 de dolari, 20 de euro în cântar electronic de precizie, 4 grindere, 6 telefoane mobile și un laptop. Din probatoriu administrat, până în prezent, a reieșit că doi bărbați de 28, respectiv 23 de ani, s-ar fi ocupat cu distribuirea drogurilor de risc și mare risc în județul Mehedinți. În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 12 aprilie anul curent, procurorii DICOT Birou Teritorial Mehedinți au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi bărbați, aceștia urmând a fi prezentați Tribunalului Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. La activități au participat și jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți.